Fermierii din țara noastră visează la profituri uriașe făcând afaceri în zootehnie. Cei mai mulți se bucură atunci când aducând din străinătate animale pe care au plătit prețuri ce par la prima vedere senzațional de bune. Dan Eftenie, cercetător științific principal, a explicat în cadrul emisiunii Agricultura la raport cum trebuie să procedeze românii atunci când își populează fermele cu animale din străinătate. să ajutăm pe fermieri să înțeleagă ce înseamnă certificat de origine. Și am să fac o explicație simplă, ce înseamnă să cumperi un animal din România și ce înseamnă să cumperi un animal din Uniunea Europeană, indiferent că este o vacă de Angus, de Holstein, un por sau ce vrei tu să cumperi din afară. La ce trebuie să fii atent? Există un regulament european care stabilește cum trebuie să arate un certificat de origine și care sunt elementele la care tu, ca și cumpărător, trebuie să fii atent. Pe lângă numele, codul după care îți dai seama din ce țară este animalul, e, tu trebuie să fii atent e, la certificatul de origine, la două aspecte. E, unde este trecut numărul și codul testului de paternitate cu care s-a făcut acel, acea verificare, dacă animalul pe care tu îl cumperi de la fermier este din mama și tata, care este trecut în certificatul de origine și dacă în dreptul acelui uh, loc unde scrie DNA test nu este nimic, adică vei găsi o liniuță testul de ADN. Testul de ADN, dacă nu este, atunci trebuie să te duci mai în josul paginii și o să înțelegi că cu litere puțin mai mici de nouă o să scrie ceva de genul acesta. Acest certificat este o declarație. Dacă nu are în spate un test de ADN, nu înseamnă că ceea ce scrie în certificatul de origine, așa este. Deci, cel care eliberează certificatul de origine fără un test de paternitate în spate, și am să vă explic de ce nu spun test de ADN, uh, deci dacă nu l-a retrecut acolo, este posibil ca originea aceea să nu fi fost verificată. Ce înseamnă concret dacă te duci să cumperi din străinătate, din Germania, din Franța, un animal sau mai multe animale și pe certificatele de origine nu este trecută această analiză. Înseamnă, din punct de vedere financiar, că animalul va costa mai ieftin adică un certificat de origine poate să coste 300 de euro, dacă are înscrise toate elementele de siguranță, inclusiv testul de paternitate, sau poate să coste 50 de euro. Deci acea diferență de 250 de euro pe animal reprezintă acea siguranță care ți-o dă analiza din spatele certificatului de origine care trebuie să însoțească certificatul de origine. Uh, și acum, în afară de acest lucru la care fermierul trebuie să fie atent, fermierul din România mai trebuie să fie isteți și să întrebe următorul lucru. Ă, domnule vânzător, animalul pe care dumneavoastră mi-l vindeți are vreo analiză referitor la bolile genetice specifice acestei rase? Pentru că dacă vin în România cu un animal cumpărat din orice țară a Uniunii Europene care este purtător de boli genetice grave, atunci tu îți îngreunezi situația economică din ferma ta pentru că vei avea probleme cu animale din ferma ta, vei avea pierderi la viței sau la ce specie de animal ai cumpărat tu, uh, animalul pe care ți l-ai luat acasă în România, deci vei avea pierderi în loc de câștig. Deci, în momentul când te duse cumperi, trebuie să știi să le pui întrebările care să-ți dea informația.